Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, va fi pedepsit cu închisoare, cu executare. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și ne ascultați! Vă trimitem o urare în zile de sărbătoare, viață lungă, sănătate, bucurii și spor în toate! Vă urează la mulți ani! Trăiește curat, comentează separat! Un județ mai curat se poate face doar cu ajutorul tău. Fii responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. Folosește cât mai multe produse ambalate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Supercom susține campionii! Fericite! Farmacia inimii Catena. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Ora Exactă, Antena 3 Deva din 2024. Sigur că vă doresc tuturor la mulți ani să aveți în primul rând sănătate, să vă iasă toate planurile, să aveți un an așa cum vi-l doriți. În ceea ce ne privește, vom face o mică retrospectivă din punctul de vedere al modului în care a fost, s-au desfășurat lucrurile în această perioadă a sărbătorilor, din punctul de vedere al ISU Hunedoara, și îl am ca invitat, îmi face o deosebită plăcere să-l salut în studio pe domnul major Lucian Morogan, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara, Hunedoara din Deva. Lucian, îmi permis să spun, Lucian, bine ai venit în studio! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! La mulți ani, multă sănătate și ție și familiei și să-ți iasă toate... Da, mulțumesc mult. Bine, la, și la cu fel. Minime emoții. Exact, și să fie un an fără evenimente. Fără evenimente, nu exact. Nu putem chiar așa, dar haideți să ne dorim. Și mulțumesc mult și îți urez și eu ție la mulți ani telespectatorilor postului de televiziune Antena 3 Deva și din partea colegilor mei, pompierii hunedoreni. Din câte s-a văzut, având în vedere precedentele din luna decembrie, în județul Hunedoara lucrurile s-au desfășurat calm, aș putea spune, fără probleme deosebite. Nu au fost probleme deosebite. Într-adevăr, în aceste patru zile, perioada mini-vacanței de Revelion, pompierii hunedoreni au participat totuși, au executat 190 de misiuni și intervenții. Foarte mult, dar cele mai multe, pentru că noi așa suntem o echipă, cele mai multe au fost misiuni de acordare a primului ajutor calificat din partea echipajelor de pompieri, din partea echipajelor SMURD. Au fost și pe această cale am înțeles și de la colegii din poliție și din jandarmi, au fost zile liniștite și din punct de vedere al accidentelor rutiere, nu au fost decât două, fără victime, doar cu răniri ușoare. Și trei incendii care, bineînțeles, pe care colegii mei pompieri le-au localizat și le-au stins destul de repede. Deci un an liniștit. Dar în același timp, așa cum spuneai la începutul intervenției, la începutul emisiunii, colegii de la Inspecția de Prevenire au participat la activități, cum le spunem noi, de fapt sunt tot misiuni, De control, dar și la activități de prevenire și de informare pentru a evita orice situație de urgență cauzată, eu știu, de producerea unor incendii. Este important de reținut că aceste activități ale Inspecției de Prevenire au loc pe tot parcursul anului. Într-adevăr, au fost
mai numeroase în această perioadă, și în perioada de Crăciun și în perioada de Revelion, pentru că, nu-i așa, evenimentele sunt mai numeroase, evenimentele cu public, de Revelion nu mai spunem câte evenimente pot fi organizate cu artificii, cu un număr mare de persoane în spații publice, și toate acestea au trebuit să fie verificate de către pompieri dacă sunt conforme cu normele de prevenire a izbucnirii incendiilor. Deci au avut activitate colegii mei, așa cum spuneam, 190 de misiuni și de intervenții. Cred că este o mare responsabilitate și pentru, voi ca lucrători ai inspectoratului pentru situații de urgență, dar și pentru deținătorii de spații, în așa fel încât cel care merge acolo să se simte în siguranță, și legea este destul de restrictivă din acest punct de vedere. Da. Ce urmăresc colegii mei cu legea în mâna stângă, nu-i așa, și în partea dreaptă să vedem documentele, dar și situația din teren existentă la un anumit obiectiv turistic, este în primul rând existența acelor măsuri de prevenire a incendiilor. Ca să nu mai spun de documentele necesare, autorizații de securitate la incendii, mă rog, cele care au sunt doar în faza de aviz de securitate la incendiu, dar se urmărește respectarea capacității maxime de public care poate fi găzduită într-o incintă, respectarea prevederilor privind interzicerea fumatului și, de ce nu, existența tuturor căilor de acces și de ieșire în situații de urgență și a celorlalte materiale care ajută la prevenirea și, de ce nu, la stingerea incendiilor. Toate acestea au fost verificate de către Inspecția de Prevenire și, bineînțeles, într-un județ în care sunt aproape 500 de unități turistice, atât cât s-a putut verifica, nu neapărat în această perioadă, dar pe tot parcursul anului, au fost găsite și neconformități. Și așa cum știți și telespectatorii știu, nu trebuie făcută nicio concesie din acest punct de vedere, pentru că pot exista, iată, urmări dramatice. Astfel că pompierii de la specialiștii de la Inspecția de Prevenire au găsit 69 de neconformități care au putut fi remediate imediat după sau în timpul controalelor, au aplicat sancțiuni în cele 69 de cazuri, avertismente, pe care este tot o sancțiune, dar și 15 amenzi în valoare totală de 213.500, deci aproape 2 miliarde, pentru că... Doar în cele 4 zile. Așa cum spuneam, nu se fac concesii și amenda a fost necontestat. Au fost amenziile foarte mari pentru a-i determina pe proprietari, pe manageri, pe administratori să intre în legalitate din acest punct de vedere, pentru respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor. O să fac o paralelă cu o situație prin care am trecut, e adevărat, prin 2016, mi se pare, făceam festivalul Opera Nice, că foarte mulți au spus după aceea, domnule, ca în interiorul castelului acolo niciodată n-a sunat, zic, așa este. Dar după incendiul de la colectiv, știu că s-au schimbat atunci normele care erau oricum aspre, au devenit de-a dreptul draconice și ne-am pus problema, oare noi ne mai putem încadra, și ne-am dus și am apelat chiar la ISU atunci și am întrebat, se mai încadrează maniera în care este organizat festivalul în curtea interioară? Răspunsul a fost nu. Și atunci festivalul a fost mutat în curtea exterioară a castelului, pentru că ne gândeam, atâția ani a fost, la un moment dat normele se schimbă, și ne gândeam așa, simplu, dacă un om rău intenționat, fără să fie absolut niciun pericol, striga acolo unde erau 600 de oameni, foc, mureau, nu de vreun foc care nu exista, ci călcându-se în picioare. Și atunci, într-adevăr, oricât de greu părea, oricât de nostalgic ne uitam noi la incinta acustică perfectă, am zis, nu se respectă, trebuie să ieșim afară. Da, și facem o paranteză. Am văzut cu toții la buletinele de știri ce s-a întâmplat pe aeroportul din Tokyo. Da.
Iată ce înseamnă și disciplina. Pompierii de acolo au intervenit cu 10 de autospeciale și 90 de secunde s-au autoevacuat și au fost ajutați să se evacueze și au fost evacuați aproape 400-300 și ceva de persoane. Fără minore. 90 de secunde dintr-un avion care, după câteva minute, aproape ardea în întregime. Iată ce înseamnă și disciplina din partea celor care se află într-o incintă, indiferent care ar fi ea. Erau japonezi. Da. Dar, într-adevăr, m-am gândit și mă bucur că ai dus în discuția asta, pentru că am văzut imaginile și erau scările alea pe care oamenii le știu din filmele cu accidente aviatice, niște chestii gonflabile pe care și oamenii alunecau în timp ce deja de pe partea cealaltă echipajele de pompieri udau rezervoarele avionului ca să nu explodeze. Deci în cele 90 de secunde mașinile au ajuns la avion și au început intervenția. O promptitudine care mi s-a părut fantastică ce s-a întâmplat acolo. Și în România, în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și bineînțeles și și pentru pompierii hunedoreni, există și ei le cunosc foarte bine niște proceduri standard în toate situațiile de urgență, indiferent care ar fi acestea, pe care ei le aplică. În schimb, că vorbeam de spectacole în aer liber sau în diferite spații, sunt libere sau închise, de aceea este bine ca să existe libere toate căile de acces, de ieșire, de evacuare în cazul nostru, și apoi păstrarea calmului și respectarea indicațiilor pompierilor pentru autoevacuare, pentru că așa se pot salva vieți. Dar trebuie să concure cei doi factori. Respectarea procedurilor de către pompieri, care bineînțeles că este făcută, și apoi și modul de comportare al nostru. Și apropo de modul de comportament, pentru că suntem de fapt tot anul este o perioadă importantă pentru pompieri, indiferent că este vară, că este iarnă, că sunt incendii, că sunt alunecări de teren, inundații sau alte situații de urgență, pot afla oamenii acum în această eră digitală, să-i spunem, detalii despre cum trebuie să ne comportăm foarte ușor dacă accesăm platforma fipregătit.ro, simplu de tot, avem acolo tot ce trebuie să facem înainte de o situație de urgență, de exemplu, înainte. Ce înseamnă înainte? Înainte înseamnă că ne comunică autoritățile că vor fi inundații sau că va ploua mult sau vor fi ninsori abundente. Da. Ce trebuie să facem înainte, ce trebuie să facem în timpul și după situații de urgență. Eu zic că o lectură atentă asupra tuturor acestor detalii pe care le oferă platforma fipregătit.ro este foarte importantă pentru noi. Este foarte bine că ai adus o discuție, pentru că, din câte știam eu, de foarte multe ori, cele mai multe victime sunt determinate de panică și poate nu de evenimentul în sine. Și foarte mulți dintre noi sunt, domnule, lasă, nu mi se întâmplă numai mie, de ce să citesc acolo, ce să fac? Că toate poate fi salutar să știi aceste date. Și, are mare legătură cu ce problemă ai ridicat tu acum. Într-o perioadă, deci în sezonul rece, în general, multe probleme, în general, la nivel de țară, legate de izbucnirea incendiilor în zonele rurale, în case, în locuințe îndepărtate, unde de obicei locuiesc bătrâni, ai căror copii au plecat la oraș. Și este și o campanie a IGSU, să respectăm bătrânii, să avem grijă de ei, campanie care anunță prin date statistice că numai în 2023 peste 500 de persoane vârstnice au murit în urma unor incendii provocate de coșuri de fum necurățate, de instalații electrice improvizate. Și de aceea trebuie să ne gândim și la cei care sunt în vârstă și nu costă mult pentru, să spunem, pentru cei din familie, pentru copilul care a plecat la oraș și care are familia lui, într-adevăr, dar părinții lui au rămas la... Nu costă nimic să te ocupi puțin de soba unde stau părinții tăi la țară, de să aibă un stingător, să aibă o instalație electrică bine pusă la punct, fără improvizații, pentru că sunt principalele generatoare de incendii și bătrânii sunt neputincioși în fața unor asemenea situații. De asta spun, trebuie să avem foarte mare grijă de ei și să nu-i uităm, pentru că
nu neapărat să le asigurăm bani sau haine sau mâncare a celor în vârstă. E important să le creăm un loc în care să se simtă în siguranță. Apropo de responsabilitate, aici aș adăuga-o pe cea a deținătorilor de spații, unde ai spus restaurante, localuri și tot, care ar trebui să, în primul rând, să se gândească ce se va întâmpla în localul lor. Să nu meargă după principiul, lasă că merge și așa. Mă gândesc că există o procedură foarte clară, după care ei ar trebui să se gândească să-și asigure spațiul sigur. Public. Sigur că da. Înainte de a începe o construcție pentru, nu știu, un obiectiv economic, o persoană juridică, trebuie pe baza proiectului să obții un aviz de securitate la incendiu. Avizul se dă pe baza unui proiect pe care, dacă îl urmăresc pompierii de la Inspecția de Prevenire, ei văd dacă îndeplinesc toate aceste norme. Câte uși de evacuare, stingătoare, alarmă de incendiu și tot ce înseamnă această prevenire. Obțin avizul. Pe baza avizului începe construcția. Dar apoi, până la autorizația de securitate la incendiu, care se dă după edificarea construcției, atunci inspectorii merg și în teren. Și vă spun, știți cum fac? Cu metru. Dacă ușa de evacuare, calea de evacuare, că e scară, că e o ușă, este prevăzută să aibă 2,20 m și are 2,10 m, nu se dă autorizația. Trebuie să intervină din nou constructorul. Ei, după ce se obține autorizația de securitate la incendiu, administratorul respectiv trebuie să fie foarte serios, adică să fie conștient că orice modificare poate aduce daune. Controlul nu poate fi la el tot timpul. Nu poate fi la el tot timpul, da. Exact, control. Și din când în când se mai fac controle în funcție de un program, sunt foarte mulți agenți economici. Și de asta multă lume le-ați dat numai avertizmente sau cei cu amendă aia că o plătește și gata, salut. Da. Nu, dacă modificările făcute nu pot fi remediate în timpul controlului sau într-o perioadă scurtă de timp, atunci se ia măsura sigilării și închiderii spațiului respectiv. Și se mai poate lua măsura aceasta în situația în care încăperile sau locațiile cu destinație de turism sau de discotecă, da, cluburi, baruri, depășesc numărul maxim de persoane pentru care au fost obținută autorizația de securitate la incendiu, atunci pe loc trebuie închisă asta după ce asta după, colectiv. În care se află puntual. Da. Cum afli, de exemplu, că într-un anumit loc sunt mai mulți decât trebuie? Doar dacă spune cineva sau... Și te duci acolo și echipele de control. Da, da. Da, și de-aia trebuie să fie foarte responsabil, exact așa cum spuneai, proprietarii de spații, indiferent de ce gen sunt, pentru a nu face modificări, pentru a obține, eu știu, o suprafață mai mare, un profit mai bun și a acoperi anumite căi de acces. Bazându-te că consumatorul, turistul nu știe. Exact, da. Sau alții sunt care au fost situații, nu județul Hunedoara, care și-au construit încă un nivel, autorizația era obținută pentru un anumit număr de nivele și de asta deci ai spus foarte bine. Deci foarte multe care concură. Și responsabilitatea asta, pentru că exact așa, nu mi se poate întâmpla mie. Sau, dar ce faci când se întâmplă ceva? Plus că controlele pot veni oricând și riști o amendă care ajunge până la 500 de milioane lei vechi, 50 de mii de lei noi, plus închiderea activității, plus și te obligă să, până la urmă, să revii la normal. Deci faci același lucru pe care ar fi trebuit dar să... Dar mult mai costisitor. Da. Suntem în plină iarnă, dar la o precedentă ediție a emisiunii mi-ai spus că, și ai spus telespectatorilor implicit, faptul că un problem foarte mare cu care vă confruntați sunt incendiile de vegetație și, mă rog, peste vreo două luni dă firul ierbii și parcă vedem cum, care iară sunt foarte greu de gestionat. Da, foarte greu de gestionat cu un consum mare de energie, de forțe și de mijloace tehnice, dar nu e așa, asta e misiunea pompierilor. Sunt situații în care autospeciale nu pot ajunge în zone muntoase și merg pe jos kilometri întregi pentru a stinge incendiul de vegetație.
Doamne ferește, să fie de pădure, pentru că e, să-i spunem așa, un nivel mai ridicat din punct de vedere al complexității de incendiu, de vegetație. Da, oamenii trebuie să fie conștienți, într-adevăr, mai sunt două luni și jumătate și o să înceapă pregătirile de primăvară și toată lumea vrea să aibă curățenie, să defrișeze, să-și facă ordine chiar în gospodărie sau pe terenurile agricole. Acest lucru, focul este strict interzis și trebuie să avem foarte mare grijă de acest lucru, pentru că nu putem controla efectele flăcărilor, cum bine știm, nici din cauza vântului, nici a forței pe care o poate lua flacăra care arde cu putere, și te poți pune în pericol, în primul rând, pe tine și familia și gospodăria ta, cât și mediul înconjurător. Tocmai de aceea legiuitorul spune foarte clar că sunt interzise aceste focuri, amenzile au crescut, controlele făcute de Agenția de Plăci și Intervenție în Agricultură vor crește și ei pot lua o măsură complementară de a interzice, de a asista plățile care se dau celor care fac acest foc, dar așa cum este în multe locuri, din păcate, mulți nu țin cont de acest lucru. Sunt și greu de identificat. Greu de identificat. Nu iau habar, n-am, nu știu. Da, nu știu cine, nu e. Aici ar trebui și autoritățile locale, împreună cu poliția locală, indiferent că e de la comună sau de la oraș, să ia atitudine, dar e foarte greu de identificat și până una alta pompierii, ei trebuie să-și facă treaba și după aceea cei în măsură stabilesc cine a fost de vină. Deci la incendiile de vegetație, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți. Anul 2023 au și fost numeroase campanii de informare și de prevenire. În anul 2023 s-au înregistrat mai puține incendii de vegetație decât poate totuși are efect conștientizarea poate, asta. Da, conștientizarea. Oamenii au devenit conștienți că, păi, poate nu e bine, las că adun eu, îmi pun, nu știu, frunzele alea, le duc undeva, nu le dau foc acolo curtea mea. Da, și nici nu discutăm celălalt aspect care ține de alte structuri, probabil. Mulțimea viețuitoarelor care sunt ucise de flăcări pe hectare întregi, foarte puțin se gândesc că alea au și ele rolul lor în natură și asigură un echilibru ecologic, șoareci, insecte, fel de fel. Care sunt provocări? Mă rog, la început de an, cred că priviți retrospectiv ce s-a întâmplat în 2023 și există niște planuri. Care sunt proiecțiile pentru 2024? La ce se referă activitatea în această perioadă, să spunem? Da, înainte de a-ți răspunde la întrebare, vreau să spun că Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara și-a completat baza tehnică în 2023. De fapt, această acțiune a început în 2021-2022 în baza unui program, se numește Viziune, derulat cu fonduri europene, derulat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Departamentul pentru Situații de Urgență. Și pe baza acestui program au intrat în dotarea noastră autospeciale de ultimă generație, care ne ajută foarte mult în toate misiunile și intervențiile. Mai urmează și în acest an să sosească. Avem, într-adevăr, tot ce ar trebui, deși niciodată nu e de ajuns, pentru a gestiona situațiile de urgență exact așa cum scrie la carte. Tocmai de aceea ne-ai întrebat de proiecții. Pentru pompieri, fiecare lună, fiecare zi înseamnă că trebuie să fii pregătit mai bine. Și de aceea și la noi, cu siguranță și în alte inspectorate din țară, se fac în continuare cursuri de specializare, de pregătire. Deci niciodată un pompier nu este suficient de pregătit, astfel încât să zici într-un an de zile eu nu. Tot timpul se rulează, se duc la cursuri, sunt specialiști care predau tot felul de intervenții. Avem programate o mulțime de exerciții pentru diferite situații. Vă spun din memorie, vom avea exerciții pentru situații de urgență la calea ferată, la principale agenți economici care lucrează cu substanțe chimice, cu lemn. Toate astea fac parte din pregătirea pompierilor. Deci una din proiecțiile noastre este o pregătire de specialitate cât mai bună, deci tot timpul actualizată,
și apoi să, în același timp cu intervențiile, cu pregătirea, să facem în așa fel încât activitatea de informare și să ajungem la public să fie cât mai eficientă. Să informăm oamenii ca să fie preveniți și să știe ce să facă în unele situații de urgență. Vorbeai acum câteva minute de incendii, de vegetație sau de pădure. Pompierii hunedoreni, și ne mândrim cu asta, sunt printre cei care sunt lectori la alți colegi din țară în asemenea situații de urgență, incendii de vegetație, mai ales incendii de pădure, pentru că județul Hunedoara fiind preponderent cu relief muntos, chiar am avut multe intervenții de-a lungul anilor, da. Și pot, sunt în stare și echipamentele pe care le avem să discute și cu ceilalți colegi din țară și împreună să facă exerciții pentru ca și ei și în alte județe să gestioneze bine aceste situații de urgență. Greșesc sau au fost și oameni care au fost în Grecia? Au fost și oameni care au fost în Grecia, și în Franța. Da, sunt bine pregătiți și din acest punct de vedere pompierii hunedoreni. Adică formați pe câmpul de luptă, ca să zic așa, nu exact. Numai teoretic. Și tehnica este extrem de avansată, dar pompierii hunedoreni știu să o și folosească cunoscând relieful, cunoscând ce poate aparatura pe care o au în dotare, începând de la drone de survolare, unde este incendiu, sursele de apă, nu știu, modul de acces acolo, toate și e o specializare, să-i spun așa, atât de complexă, încât nu puțin oameni o pot face chiar așa de ușor și tocmai de aceea în județul Hunedoara vin și se perfecționează. O să te citez acum, o să-ți amintești, folosit în alt context adevărat, dar mi se pare foarte potrivit o expresie pe care tu ai lansat-o cu ceva timp în urmă. Experiența face diferența. Da. Deci, da. Nu numai că avem aparate noi, putem să ne și uităm la ele, da, exact. Și să stea într-un dulap, în niște cutii, domnule, le avem, sau iată să știe lucrătorii cu ce să le folosească. O să închei întrebându-te și personalul ca număr. Sigur, așa cum spuneam, niciodată nu este suficient. Da. Ar mai fi nevoie, nu știu dacă există cred că există un normativ de cât ar trebui în funcție de numărul de locuitori, în funcție de subunități, de suprafața județului, raionul de intervenție, cum îi spunem noi, dar nu știu, cred că undeva 70-80% din necesar este acoperit. Cu siguranță așteptăm și absolvenți de școli de specialitate și sperăm ca în viitor să ajungem și la un număr, nu știu dacă putem să-i spunem suficient, că nu știm ce înseamnă suficient, de militari, de pompieri militari care să asigure toate aceste misiuni și intervenții. Întrebam tocmai pentru că Raed Arafat deplângea cumva încadrarea cu personal. Și așa cum bine ai precizat, la o multitudine de agenți economici, de localuri, că nu este vorba aici numai de, să nu-și imagineze lumea, că numai pensiuni și restaurante. Exact. Sunt foarte mulți, mă rog, depozii de lemne, să spunem. Cred că este greu să îi ai pe tot, să fie permanent, plus că este așa această presiune a serviciului 24 de ore din 24. Adică incendiul nu izbucnește la ora 15 înainte de program, că poate fi la ora 3 dimineața. Plus că echipajele SMURD participă în sprijinul serviciului de ambulanță județean în foarte multe misiuni și sunt prezente echipajele SMURD la toate intervențiile de incendiu și la situații de urgență, plus echipajele de pompieri operativi care trebuie să intervină. Practic, intervențiile SMURD au fost și cele care au acordat primul ajutor, au transportat oamenii la urgență, la spital. Exact. La... Exact, da. Au fost specifice sărbătorilor, pentru că foarte mulți excesele alimentare și bahice în perioada asta și-au spus cuvântul și, mă rog... Nu, n-au fost din acest punct de vedere. Au fost cazuri care se întâmplă, din păcate, frecvent, de persoane în vârstă care au avut nevoie de transport la ambulanță și apoi sau direct la spital cu echipajele SMURD.
Dar toate acestea au fost gestionate conform normelor, să spun așa, și oamenii au fost transportați la spital, cei bolnavi, și situația s-a rezolvat, pentru că activitatea, misiunea colegilor de la SMURD se încheie la poarta serviciului de urgență. De acolo este preluat de echipajul medical. Faptul că, sigur că faceți parte dintr-o structură de nivel național, dar faptul că în județul Nedoara nu au fost, nu mi-amintesc să fi fost probleme majore, nu în 2023, ci în ultimii ani, arată eficiența și soliditatea și a dotării tehnice, dar și a lucrătorilor ISU din județ, și ceva propulsează, zic eu, pe un bine meritat loc întâi din punct de vedere al încrederii populației. Da, așa și este. Asta obligă, cred că. Obligă. Suntem în continuare obligați să respectăm acest standard și mai ales că de câte ori se fac acțiuni de control și nu este o misiune de gestionare a unei situații de urgență, se poate lăsa cu amenzi și, așa cum știi și știu, pompierii nu sunt, sau echipele care vin și dau amenzi, indiferent că e populare. Exact, indiferent că e poliție, jandarmerie sau pompieri, când sunt pentru amenzi, nu sunt foarte populari, dar aceste activități trebuie făcute, și cu cât sunt făcute mai numeroși și mai eficient, în același timp cu cele de informare publică, și cu acest prilej vă mulțumim și dumneavoastră pentru sprijinul acordat ISU Hunedoara în mediatizarea acestor materiale video de informare și de prevenire. Cu cât acestea sunt mai eficiente, mai frecvente, de ce nu, cu atât, iată că s-ar putea să aibă efect. Nu putem cuantifica de ce, iată, în aceste patru zile n-au fost decât două incendii, oare datorită păsărilor sau nu știm. Dar e bine că nu sunt grave. Dar nu poate fi o coincidență totuși, că au fost doar două incendii. Da, sau că numărul de incendii a scăzut de vegetație. Și eu nu pot decât să-ți mulțumesc pentru promptitudinea cu care răspunzi invitației noastre, pentru modul sintetic în care furnizezi aceste date, și cred că discuția noastră nu s-a axat doar pe niște statistici, ci a încercat să prezinte o situație de ansamblu și, într-adevăr, ceea ce e important, axată pe necesitatea prevenirii și a responsabilizării cetățenilor. Da. Fii pregătit.ro. Și mai vreau să nu uităm că din marea echipă a pompierilor hunedoreni, despre care vorbesc eu acum, fac parte pompierii scafandri, pompierii alpiniști și, bineînțeles, cei care sunt la structura suport, pentru cei care asigură logistica, financiarul, cei care asigură activitatea în teren a colegilor. Toți suntem o echipă, o familie, și avem ca principală datorie apărarea vieții, a bunurilor și a mediului înconjurător, și de aceea, în numele lor, eu vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră și telespectatorilor pentru că ne urmăresc, și eu știu pentru că sunt atenți la ce le transmitem noi prin mass media, că atât putem deocamdată, sau prin acțiuni de informare în spațiile publice, în piețe sau în școli chiar pentru copii. Și eu îți mulțumesc încă o dată și din partea noastră, la cât mai puține evenimente, sănătate tuturor celor implicați și, atunci când este cazul, intervenții eficiente și care să facă să se termine totul cu bine. Exact. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, invitatul acestei prime ediții din 2024 emisiunii Ora Exactă a fost domnul Lucian Morogan, major în cadrul și purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru situații de urgență Iancu din Hunedoara din Deva. Încă o dată mulțumesc, le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Încă o dată, la mulți ani, la revedere, toate cele bune tuturor! Copii și frați, stați puțin și ne ascultați! Vă trimitem o urare în zile de sărbătoare! Viață lungă, sănătate, bucurii și spor în toate! Vă urează la mulți ani!
curat. Colectează separat. Supercom susține campionii. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Supercom susține campionii! Aho, aho, copii și frați! Stați puțin și ne ascultați! Vă trimitem o urare în zile de sărbătoare! Viață lungă, sănătate, bucurii și spor în toate! Vă urează la mulți ani! Îți amintești de parcă a fost ieri? Rămâneți conectați pe Antena 3 de 20 de ani, 20 de ani. Atâta timp a trecut de când noi, cei de la Antena 3, avem privilegiul să fim în casele dumneavoastră. Antena 3 e aici. Am trecut împreună prin schimbări istorice. Am fost aici. Suntem aici pentru voi, întotdeauna. Cu drag, echipa Antena 3 Deva. La mulți ani. Suntem aici, împreună, la Antena 3 CNN. Cine ar fi crezut vreodată că fix un munte sau un perete va fi ajutorul meu cel mai mare? Eu nu. Eu nu. Uneori, ajutorul vine de unde nu te aștepți. Iar ceea ce la început pare un munte de netrecut, poate deveni apoi cea mai frumoasă zi din viața ta. Și tu poți să ajuți cu un SMS la numărul 8844 cu textul VEZI. Un copil cu dizabilități va fi mai aproape de a-și depăși fricile și limitele. Donează 2 euro lunar prin SMS la 8845 cu textul familie pentru ca părinții să poată rămâne aproape de copiilor bolnavi. Ținem familiile împreună în casele Ronald McDonald. Combinația esențială pentru sănătatea ficatului tău. HepaZen. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.